Românii se fac remarcați la Euro nu doar pe teren, ci și în tribune. Suporterii tricolorilor se clasează pe locul 5 la numărul de fani prezenți la Euro 2024. Turcia a avut cei mai mulți fani la cele 3 meciuri de până acum. Peste 130.000 de turci au fost prezenți pe stadioanele din Germania, mai mulți decât suporterii nemți. Generația de suflet a României a fost susținută în grupe de peste 90.000 de oameni. Fanii români au făcut senzație la meciurile tricolorilor din grupe. Marea galbenă de suporteri a fost remarcată inclusiv de jurnaliștii din restul țărilor europene care au lăudat atmosfera creată la meciurile echipei naționale. Suportul incredibil acordat jucătorilor lui Edi Iordănescu se vede și în statistici. 92.000 de fani au fost trup și suflet în tribune la meciurile cu Ucraina, Belgia și Slovacia. Dintr-un total de 24 de țări participante la campionatul european din Germania, România se clasează pe locul 5, cu mult înaintea unor țări cu tradiție în fotbal, precum Anglia, Franța, Italia sau Spania. Iar românii și-au făcut simțită prezența nu doar pe stadioane, ci și pe străzile din Germania. La München, Köln sau Frankfurt, suporterii generației de suflet au colorat străzile în galben și au creat o atmosferă care a ajuns până în România. La meciurile din grupe, românii au dominat pe adversari în tribune. Următoarea partidă însă va aduce un echilibru între cele două galerii. Olandezii se clasează pe locul 7 la numărul total de fani la cele 3 meciuri de până acum, cu 80.000 de suporteri prezenți în tribune. De altfel, fanii portocalei mecanice sunt recunoscuți pentru coreografiile lor inedite. Partida dintre România și țările de jos se anunță așadar incendiară atât pe teren cât și în tribune. Meciul se va disputa pe Allianz Arena din München, care are o capacitate de 70.000 de locuri. Bătaia pe bilete a început deja, iar românii se înghesuie să prindă un loc la meciul generației de suflet.